român a pus pe jar autoritățile americane. Tânărul de numai 20 de ani, student la Facultatea de Informatică din Timișoara, a reușit să spargă baza de date NASA și să blocheze sistemul informatic al Pentagonului. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în colaborare cu FBI și reprezentanții ai NASA, au dat de urma băiatului și l-au reținut. Tânărul a fost ridicat de mascați în această dimineață din locuința sa din Timișoara. Acesta este apartamentul de unde tânărul de 20 de ani spărgea serverele din întreaga lume. Oamenii legii au luat din locuință mai multe unități centrale de calculator și câteva harddiscuri. Răzvan Manole Cerneanu, cunoscut în lumea virtuală sub nicul Team Code, este student la Facultatea de Informatică din Timișoara. Conducerea unității spune însă că băiatul nu prea frecventa cursurile. Studentul Cerneanu Răzvan Manole este studentul meu întâi la informatică română. Din situația prezenței la ore în semestru întâi rezultă că are foarte puține prezențe. Este vorba de 2-3 prezențe la seminare și laboratoare, un examen care a fost căzut și un examen la care a fost absent în momentul de față. Tânărul avea motive întemeiate să nu treacă pe la școală. Timpul și-l petrecea în fața calculatorului, de unde a accesat mai multe servere ale NASA, a copiat date de acolo, apoi le-a postat pe blogul său. Din pasiune, pentru că le place chestia asta și vor să aibă un renume, să fie renumiți și na, după postați pe bloguri și vor să fie mai mari. Studentul a filmat întreaga operațiune, iar filmulețul l-a folosit ca reclamă pentru un program creat chiar de el. Tânărul a conceput un program informatic pe care l-a oferit spre vânzare pe blogul lui, program folosit în atacarea serverelor. De asemenea, tot pe blog a oferit spre vânzare o înregistrare video care a surprins atacurile informatice. Tânărul a fost reținut de procurorii din Code și urmează să fie prezentat parchetului. Din Code era căutat de polițiști încă din 2011. Atunci toată presa americană a vuit. Tânărul riscă acum ani grei de închisoare.